dimineața. Mi se comunică de la tehnică, nu avem prezentare. E ca de obicei, o mare plăcere să fiu la Business Days. Încheiem și anul ăsta cu un tur de forță prin orașele importante din țară și iată, suntem acum în decembrie la București. Am venit să vă povestesc astăzi pe tema propusă de organizatori despre câteva tendințe inovative, disruptive, care pot să schimbe viitorul economic și social al omenirii. Și probabil că aș începe cu un domeniu care îmi este foarte drag, cel puțin ultima vreme, și o să vedeți imediat de ce, și domeniul despre care probabil colegul meu de panel, Andrei Pitiș, care cred că va sosi un pic mai târziu, vă va vorbi mai pe larg. Dar am să încep să spun eu un pic despre ceea ce cred că se va întâmpla în zona de Internet of Things, Internet of Everything și mai ales pe această zonă, pe nișa de wearables, deci lucruri care se pot purta. De altfel, o să vă arăt că și eu port cu mândrie un Vector Watch. E un smartwatch de tehnologie românească, lansat recent și despre care, repet, Andrei, fondatorul companiei, v-ar putea povesti mult mai multe lucruri. Eu am să spun doar că, pe lângă faptul că e un smartwatch care are 30 de zile battery life și care are un design foarte stylish și care poate să fie purtat, iată, la orice ocazie, spre deosebire de majoritatea celorlalte ceasuri smart care au fost gândite mai curând ca niște gadget-uri decât ca niște produse lifestyle, spre deosebire de multe dintre celelalte smartwatch-uri de pe piață care au o mare problemă cu durata de viață a bateriei, pentru că în stilul caracteristic, un produs Apple trebuie încărcat măcar de două ori pe zi ca să fie confortabil cu utilizarea lui, nu? Și toți fanii Apple sunt foarte bucuroși să facă asta. Gândiți-vă ce înseamnă în aceste condiții să pui un device la mână și să uiți de el pentru o lună sau mai bine de o lună. Ceea ce se întâmplă însă și ceea ce este absolut spectaculos în ceea ce privește smartwatch-uri și produse wearables în perspectiva Internet of Things, deci în perspectiva Internetului lucrurilor, este că dacă stăm să ne gândim, aceste device-uri vor putea să facă din ce în ce mai multe lucruri pentru noi. Vă garantez că în câțiva ani acest device va fi aproape la fel de familiar tuturor cum este în momentul de față un smartphone. În plus, el poate să facă tot felul de lucruri mai bine. De ce? Pentru că e atașat tot timpul la mâna noastră. Și asta înseamnă că, de exemplu, în ceea ce privește elemente de siguranță, într-un caz de, eu știu, urgență, poate să semnalizeze mai bine, mai ușor. De asemenea, dacă vrem să monitorizăm diverse funcții ale corpului, cum ar fi monitorizarea sleep-ului, somnului sau monitorizarea bătăilor inimii, puls și așa mai departe, putem să facem asta cu un smartwatch. Tot felul de alți senzori, tot felul de alte informații care pot să fie trimise fie către un telefon mobil, fie către cloud direct, condiție în care avem foarte multe informații pe care le putem folosi ulterior. Trecem foarte repede la a doua tendință, pentru că aici avem un fel de decalog, cel puțin așa cum îl văd eu în momentul de față, al tendințelor inovative, disruptive de pe piață, care se numește Let's Share. Probabil că și unii dintre voi ați folosit deja Uber. Uber este parte din această tendință a împărțitului, a folositului comun, a partajării resurselor și a serviciilor. Aici e și un pic de controversă, pentru că dacă stăm să ne gândim un pic, Uber, pe lângă faptul că a pornit cu această promisiune de ride-sharing, deci de împărțire a mașinii în scopul călătoriei de la punctul A la punctul B, a ajuns totuși să fie mai curând un fel de taxi care merge împotriva industriei taxiurilor sau care vrea să atace paradigma tradițională a industriei transportului de tip taxi. Sunt și alte tipuri de share, de a împărți, de a distribui. Putem să vorbim despre, eu știu, book sharing, despre clothes sharing, despre alte tipuri de activități care înseamnă, de fapt, aceeași tendință. Înseamnă că, din ce în ce mai mult, vom încerca să partajăm resursele. Și asta, repet, poate să producă un anumit tip de revoluție. Viitorul social media, și aici doar ca să vă spun că, în opinia mea, viitorul social media e legat de messaging. Știu că asta sună un pic anti-intuitiv, pentru că messaging-ul pare să fie istoria
comunicării, da? De la SMS, paging și modul tradițional de comunicare de tip messaging, da? Uitați-vă că toți cei mari din social media, Facebook, Instagram and the likes, insistă foarte mult pe programe și pe aplicații de messaging. Vorbim de rich messaging, care are și video, care are și audio, care are tot felul de alte features, tot felul de alte facilități, dar, într-un fel sau în altul, cred eu că viitorul social media va fi în zona de messaging mai curând decât acolo unde este gândit sau considerat acum. Crowdfunding, un fenomen extraordinar, un fenomen care mai are nevoie încă de câteva elemente și unul dintre elementele care lipsește este că nu poți face crowdfunding pe structură de equity, adică nu poți să investești pe model crowdfunding și să primești equity. Cred că în momentul în care se va rezolva acest lucru, crowdfunding va prelua o mare parte din modelul tradițional de finanțare și de investiții, care e asigurat în momentul de față de private equities, de venture capital, de, eu știu, business angels și așa mai departe. Și bineînțeles de elemente cum ar fi bursele de valori. Content marketing, distanța, să spunem, de la modul de a face reclamă tradițional și modul de a face reclamă actual și viitor, care va fi din ce în ce mai mult pentru mesaje încapsulate în conținut. Nu e, de fapt, o noutate. Am văzut cu toții, de la primul până la ultimul James Bond, câte produse sunt plasate acolo și încadrate în conținutul filmului. Am văzut cum se întâmplă acest lucru din ce în ce mai mult în online, dar cred că paradigma care se schimbă este, de fapt, să ne gândim că peste câțiva ani, pur și simplu, nu vom mai avea calupuri de publicitate la TV, nu vom mai avea acele bannere care sunt oricum urâte și nu sunt, eu știu, cu adevărat băgate în seamă de utilizatori de pe site-uri și vom avea, de fapt, reclamă introdusă în conținutul editorial, atât la televizor, cât și în zona de online. Aici am numit device mesh and ambient experience. Toate sunt în engleză pentru că, până la urmă, e viitorul, să spunem, din punct de vedere tehnologic și din punct de vedere a ceea ce se întâmplă. Eu de tradus așa ceva în română. E vorba de faptul că din ce în ce mai mult vedem device-urile ca un singur loc în care vrem să vedem același tip de informație, același tip de formatare. Gândiți-vă, acum câțiva ani era imposibil să gândim televizorul ca având un rol asemănător cu calculatorul. Și totuși acum, din ce în ce mai mult gândiți-vă, prin partea de OS, de sistem de operare care ajunge, iată, chiar și în Smart TV-uri, practic televizorul se transformă într-un fel de calculator. Viceversa, calculatorul devine un televizor și nu în cele din urmă, telefonul și alte device-uri, inclusiv un smartwatch, capătă aceleași formate și practic vedem cam aceeași experiență, sau avem experiențe asemănătoare într-un device mesh, deci într-o rețea de echipamente electronice, care, iată, nu mai sunt acum electronice și IT, sunt electro-IT și sunt foarte convergente. Lucruri autonome, autonomous things. Și aici am putea să adăugăm și roboți, pentru că până la urmă ajungem la roboți, vorbea Elisabeta mai devreme foarte frumos despre, sau încheia foarte frumos pe Asimov. În momentul în care vorbim despre lucruri autonome, vorbim probabil în principal despre lucruri de genul Google Car. Aș mai da un exemplu. Tesla mi se pare că merge foarte repede în direcția respectivă și iată, Tesla are deja o mașină care este autonomă, cel puțin la, sau se autoconduce la nivel beta și cred că asta e o chestiune foarte interesantă pentru Google. Cu tot respectul pentru Google, nu poate să le facă chiar pe toate. Iată, Google lucrează la această mașină autonomă de atâta timp, iar Tesla, pornind într-adevăr de la paradigma unei mașini electrice care nu avea nimic, să spunem ca viziune în direcția mașinii autonome, acum devine o mașină autonomă. Și am avut plăcerea chiar să conduc un Tesla la acest mod autonom. Funcționează excelent pe autostradă, un pic mai problematic în oraș. Nu știe să ia colțurile foarte bine. 3D printing. Și 3D printing, vorbesc de 3D printing ca 3D printing for everyday life. În câțiva ani, de aici înainte, așa cum avem mașina de făcut cafea, probabil că în fiecare casă, nu? Visul lui Bill Gates era să fie un calculator în fiecare casă. Acum s-a întâmplat acest lucru, sunt de fapt mai multe calculatoare în fiecare casă. Următorul vis ar putea să avem o mașină de 3D printing în fiecare casă. Să ne facem jucării, să ne facem diverse lucruri de care avem nevoie, direct la mașina noastră de printat 3D. Una dintre tendințele care mă apropii de final este aceasta pe care am denumit-o Top Gear meets Amazon. Câțiva ani în urmă a fost absolut imposibil să ne gândim că Amazon, gândiți-vă că Emax sau PC Garage, ar difuza sau ar prelua, ar deține formate ca Vocea României sau ca Arena Leilor sau ca
eu știu, dansez pentru tine, nu? Acum e posibil așa ceva. De ce? Pentru că Amazon nu mai este doar un, prin Amazon Prime, e de fapt un distribuitor de conținut și toată paradigma de broadcast se schimbă. Deci nu mai vorbim despre broadcast tradițional, în care televiziunile dețineau conținutul, drepturile la conținut și nimeni nu putea să schimbe acest lucru. Acum Amazon, Netflix și alte inițiative, Apple, evident, foarte, foarte important rolul lui Apple în această zonă. Și, la final, ceva despre plăți. Plăți pe care le poți face oriunde, oricând, oricum. Iarăși o schimbare majoră de paradigmă. Gândiți-vă, iarăși revin câțiva ani în urmă, cum se făcea o plată, trebuia să te duci la o bancă, să semnezi un ordine de plată și așa mai departe. Nu erau multe alte metode de a face o plată. Acum poți să faci oricând, oriunde, cu un click, sau mai puțin de un click, doar cu atingere, cu un near field sau cu un QR code, poți să faci o plată. E bine? E bine și nu e bine, pentru că, de fapt, această tendință reflectă în o anumită măsură consumerismul societății actuale, în care, evident, comercianții, merchants, încearcă să aducă cât mai repede plăți și cât mai simplu plăți de la clienții sau de la prospecții lor. Și asta, bineînțeles, pune și niște probleme cu privire la cât de mult consumăm și cât de sustenabil, cât de durabil consumăm. Acestea sunt cele 10 tendințe. A fost menționată deja cartea de antreprenoriat, Business Drive, următorul în februarie. Și cu asta vă mulțumesc.